21, 35, 49 puncte, da. 231 și între 238 și 245 nu este număr. Nu am nici, da. Și această grupare nu este nimic și atunci eu am numărat din partea asta, da. Practic, da? Și în concluzie spun așa, că în momentul de față aș avea câte cazuri favorabile? 17 cazuri 17 favorabile. Cazuri favorabile. Iar 6 ar fi nefavorabile. Iar? Imposibil. Iar 6 nu știu, nu ar... Nu, doamna, atenție, cazurile favorabile pe posibile. Pe cele posibile sunt 7. Sunt... Posibile câte sunt? Toate sunt posibile. 244. Puși, mama este atentă. Ele sunt, toate câte pagini sunt? 244. Dar numai pe partea care ne uităm? Pe dreapta. Și dacă numai pe dreapta, numai jumătate din ele? Deci 122 sunt posibile. Și favorabile? 17. Da? Favorabile 16 facem. 6 acela am analizat. În lungimea aceea de 6 nu permite apariția celui de-al 15, de-al 18, da? Nu mai apare încă unul. Că dacă ar fi fost vorba de câte pagini, nu de 244, să fie fost de 245, atunci apare și acela, chiar la capăt, acolo. Vezi? Foarte important a fost să gândim în felul acesta. Da? Ce am făcut? Ca să meargă problema, să înțelegem. Am aflat mai întâi câte posibilități avem ca să dăm de un multiplu de 17, iar după aia am realizat că este restul 6, adică acesta ne împiedică să mai găsim și în alte grupuri un multiplu de 7. Acela impar? Da, impar. De pe partea, cum ne spune, de ce pe partea stângă? Fiind de pe partea stângă, deci suntem atenți și numai le impare mă interesau. Da. Că eu am și ele apare, da, tot multiplul de 7, dar sunt pe partea dreaptă. Deci, în final, toată povestea a fost să gândim cu multă grijă grupele acestea care apar. Și nu din 7 în 7, cum ar fi fost normal, ci din 14 în 14. Că unul este pe stânga, altul pe dreapta. Da. Unui par, altul impar. Unui par, altul impar. Deci așa trebuie văzut. Vezi, nu putem... Aici ascuns o altă problemă de matematică. Adică aflarea numerelor pare, multiplu de 7, dintr-un șiruire de numere. Dintr-un șir, de la 1 până la toate numerele consecutive, da. Toate numerele de la 1 până la 244, să găsim multipli de 7. Multipli impar de 7. Multipli impar de 7. Ca așa putea să fie și 14, dar 14 e multiplul par. Deci, pe noi ne-a interesat să găsim numerele din forma n egal cu 7 ori număr impar. Ori număr impar. Ori 1, ori 3, ori 5, da? Ori 2K plus 1. Astea sunt numerele impare. 2K plus 1, da? Da. Toate numerele de tipul 7 ori 2K plus 1 mai mici decât 244. Da. Mai mici sau egal, da? Da. Mai mici sau egal decât 244. Toate acestea. Asta am avut noi. Și când K egal cu 0, 7 ori 1, 7. 7 ori 1, 7, da. Și vine 7. Deci iată o altă problemă care poate să fie văzută de noi acum și să vedem cum o gândim fără să fi făcut asta. Da? Asta e. Deci la o altă idee mai rapidă. Da, care terminăm mai repede. Sigur că da. Din nou în fața unei probleme. Deci în fața unei probleme, oricum poți pentru început. Te-ai dus pe modelul, de aceea spuneam, limităm numărul de cazuri, nu 244. Până mai puțin. Până la 20 am văzut noi că este sigur. Da. Până la... Și așa mai departe, ușor ne dăm seama cam cum trebuia văzut. Când am început să ne ducem spre problemă din ce în ce mai tare, acum am înțeles că e vorba de numerele 7 cu ciclul numeric impar, 2 ca plus 1, și să nu depășească pe 244. Ia să zicem așa. Deci pe noi ne interesează toate numerele de tipul 7 ori 2k plus 1, astea sunt numerele impare, da? 2k plus 1, mai mici în final decât 244. Asta ar fi interesant. Ce ar însemna? Pentru că toată povestea era să vedem numerele impare, da? Aici vine cât? 14. Deci facem paranteza. 14k plus 7. Plus 7, da. Mai mic decât 244. 244. Mai mic sau egal. 244, 7. Exact, și bine 14. 14k pe mai mic decât 237. 237. Da, 237. Am mai împărțit pe 237 la 4. Deci asta e de partea spune că e mai mic egal decât 237 împărțit la 14. Păi în 23 într-o dată. În 97 intră de... Păi de 4 ori, 4 ori, 4 ori, 16, 4 ori. De 4 ori? Da, de 4 ori intră, fix. Deci, ai făcut scădere până acolo? Păi da. 23 minus 14 vine 9. Da, 97. 97, da. 14 ori 6, ori 4. Da. Ne dă 96. 56. 56. Și noi avem 90. Trebuie mai mare. Hai, vezi? Hai că împărțim. Deci, pe cât sunt de 9, mai aveți la vreo de 97. Paisprezece ori șase. Nu ori 7? Sigur că da. 8. Păi n-am făcut ale trecute. Atenție-mă. Deci face cât? 17, iar rest cât este? 8. Nu intră de 8 ori? O intrat exact? Nu intră de 8 ori? Ia vezi. Intră de 8 ori? Nu, de 7, da. Da, și rest cât? Și rest? Cât e restul? 5? 5. Da? Restul egal cu 5, da? Ia vezi. Păi da, asta l-am răspuns. Dar nu intră de 7 ori. Nu intră de 7 ori? Decât de 6 ori? De 6 ori. Bun. Perfect. De 6 ori, da. Și restul... Cu 13. Și restul este? 13. Da? Deci restul este 13. Deci în clipa asta, K-ul este 16, nu? Pentru că el trebuia să fie un număr întreg, 16, și restul este 13. Și fiindcă restul e 13, la următoarea grupare este și următorul. Că știi, 9 din 6 când am gândit în felul ăla. Dar acum este încă acesta. Da, acesta, da, și sunt 17. Deci cazurile favorabile sunt 17, cum ne-a dat și mai înainte. Da. Deci a fost mult mai rapid să gândim așa. Așa față de cum ne-am gândit noi. Cum am luat-o pe grupe, dar în final am ajuns la același lucru și am înțeles că este corect. Da, după ce am văzut asta, și acum raportul cât a fost acolo, am zis 17 pe cât? 17 pe... probabilitatea evenimentului respectiv, dacă notăm... Pe era 120... 122 sau 244. 122, nu pardon, 17 am zis, supra 122. Că jumătate sunt pare, jumătate impare. Dar multipli ne-au făcut această selecție. Bun. Ce mai putem constata? Că în fața unor astfel de probleme trebuie să avem foarte multă grijă, să ascund problemele matematice. Da. Într-o urnă sunt 80 de bile numerate de la 1 la 80. Se extrage la întâmplare o bilă. Care este probabilitatea ca numărul bilei să fie număr par, impar? Ia să vedem. Deci într-o urnă sunt 80 de bile. De la 1 la 80. Se extrage la întâmplare o bilă. Care este probabilitatea ca numărul bilei să fie două puncte. Amic. Număr impar. Hai să răspundem. Păi, de la 1 la 80... Am notez cu A mare. Evenimentul ca să fie număr impar. Și atunci probabilitatea lui A este ca să fie număr impar. Păi, noi știm că numărul de bile este par. Înseamnă că sunt egale. Sunt 40 de bile pare și 40 de bile impare. Adică trebuie să scoatem 41 de bile. Deci care este probabilitatea ca extrânând la întâmplare? La întâmplare, da. Dacă eu sunt ghinionist și scot o bilă, pară. Pară mai scot încă una pară. Deci cazurile, mă interesează numărul cazuri favorabile. Supra numărul cazurilor posibile. Da, era bine. Da? Favorabile. Din cele 80, care sunt mii favorabile? 40. Și posibile? Sunt 80. Atunci sunt 1 pe 2. Deci, ca să găsești o bilă cu număr impar, e jumătate, probabil. Așa o să fie și la numere pare. Așa o să fie și la numere pare, da? Număr B mic. Notăm cu B. La urma extragerii să fie un număr pătrat perfect. Păi pătrate perfecte sunt numerele care nu se termină în 2, 3, nu, în 1, 2, 3, 7 și 8. Acele nu sunt pătrate perfecte. Și o scădem toate numerele care... Dar celelalte care se termină în restul, pot să fie pătrate perfecte, pot să nu fie pătrate perfecte. Da. Bună oară! 15 nu e pătrat perfect. 15 nu e pătrat perfect. 14 nu e pătrat perfect. 14 nu e pătrat perfect. Eu trebuie să am cazuri favorabile. Și cazuri posibile. Cazurile posibile sunt 80. Sigur că da. Asta deci probabilitatea evenimentului acesta, anumitor numai, totdeauna toate acestea, vor însemna deci anumitor 80. Ei, favorabile. Poate vede câte pătrate perfecte sunt de la 1 până la 80. Păi știm că 9 la 2 este 81. Corect. 8 la 2 este 64. Deci 8 la 2 e cel mai mare pătrat perfect. 8 la 2 și cel mai mare și pătrat perfect. După o să avem 8 la 2, 7 la 2, așa. 6 la 2, 5 la 2, 4 la 2, 3 la 2, 4 la 2, 3 la 2, 4 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 la 2, 9 cazuri. 9? Hai să le vedem. Ar fi 1 la a doua, ar fi 2 la a doua, 3 la a doua, 4 la a doua, 5 la a doua, 6 la a doua, 8 la a doua, 7 la a doua și 8 la a doua. Și 8 la a doua. Sunt cazuri favorabile. Sunt câte toate? 8. 8. De la 1 la 8? 8 sunt. Da, 8 sunt. Da? Deci 8 sunt. 8 pe 80. Deci vine 1 pe 10. 1 pe 10. Probabilitatea ca din cele 80 extragând una la întâmplare să fie pătrat perfect e 1 pe 10. 1 pe 10. Așa. Probabilitatea ca numărul să fie prim. Ce? Număr prim. Păi scriem PK. Da. Probabilitatea ce egal tot. Numitorul e tot 80. Și acum câte numere prime sunt de la 1 până la 80? Ce înseamnă numere prime? Care se împart numai la ele însuși. La 1 și la ele însuși. Exemplu. 2. Da. 3. Da. 5. Da. 7. Da. 11. Cred că trebuie să le vedem. După care mai trebuie să le vedem. Da. Da? Deci care sunt? 2, 3, 5, 5 și 1 este. Alul și pe 1. Da? Păi, și el este. 7, 5, 7, 11, da. 13, da. 15, 16, 17. Așa. 19. Da. 22. 21. 21. E bine 21? Și 20. Nu, 20 n-are cum să... Da, 21. Păi... N-are alt vizor 21? Păi are pe 3 pe 7. Vezi? Are. Păi nici 20, nici 21, 23. 23, da. Apoi. 27. 27, are bine? Nu, că are pe 9 pe 3. Vezi? 29. 29, da. Dar spera puține cu 2, cu 2. Păi, dă-mi un alt. Nu mă gândesc. Nu, azi atâtea. E bine, nu? Da. După. 31. 31, da. 37. Așa. Și 39. 39? 3. Mai mult. Aici, 31 și 37. Bun. După care? 41. 41. 43. Da. 41, 43. 47. Corect. Și atât. De la 40. Deci mai departe. 51. 51. Bă, 51. E 51? Nu e. Nu e, că 51 fac 6. Da. Când am zis, atunci m-am lăsat ce. Bun. Atenție multă. 53. 53. 57. 57. E bun 57. 12. Vedeți? Multă grijă, nu, voi să dau. 56 nu, 57 nu, 58 nu, 59. Da. 59, sigur că da. 61. 61. 65... Nu, stați. Ba da, 60... Nu, că se împarte la 5. 66, nu? 67. 67 e bun. 67, da. 68, da. 70, 69. Este bun. 69? Nu. Nu, de ce? Poate la 3. Sigur că da. 71. Așa. 71. 73. Nu se parte la nimic. Așa. 76, nu. 77, nu. 78, nu. 79. 16 se împarte la 3. Nu, 79. Și 79. 81. Păi nu la 80. Nu, 80. A, da, atâta. Deci mai le uităm o dată să nu fi greșit vreunul. Da? Să fim rapizi. Noi n-am avut ce ar face decât să le numărăm. Cu ocazia asta am văzut care sunt numerele prime toate până la 80. Deci, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, e bun 29, da, 31, da, 37, da, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79. Bun. Și nu facem decât să ne numărăm cu oricare ne sunt favorabile acestea, da? Nu știu. 23. 23 pe 80. Deci a fost aici important. Important a fost să înțelegem, să știm care sunt numerele, ce este număr prim și plus că urtăm toate numerele prime de la 1 până la 80. Ceva tot aici, format din două cifre distincte. Format din două cifre distincte. Care sunt? Că n-au cifre la fel. Adică nu 11, 22, 23. Exact. Probabilitatea A, B, C, D. Da. Numărul format din două cifre distincte. Păi, supra 80. Asta știm. Deci tot așa, supra 80, că astea sunt cazurile posibile. Da. Păi, 11, nu, 23, 22, 33, 44, 45, 44, 55, 66. Păi din 80 scad 7. Deci din 73. 73 și 80. Deci ai crezut complementarul situației. Da. Care sunt? Ai zis tu, hai, care sunt mai puține astea? Puțin. Hai să le numărăm pe cele care au cifrele egale. Și sunt în total... 73. Sunt în total... 7. Da? Că de la 11 până la 77 sunt 7. Și din 80 e scăzut pe 7. 7 și mă da 73. Adică 73 este imposibil să fie... 73 sunt favorabile. Da? Da, 73 sunt favorabile. Da. Bun. Deci, acum... Deci, autorul a spus că ele erau 80, da. Noi tragem una și nu vreau să fie... În 11, 22 și da. Nu vreau să fie asta. Și uite, asta a însemnat. Altceva, fie A mare. A mare egal mulțimea, deci A mare, egal cu mulțimea tuturor acelor X naturale, cu proprietatea că X și sunt cuprinși între 7 și 87, 7 și 87, da? X și aceștia de la 7 la 87. Care este probabilitatea că alegând un număr din mulțimea A, acesta să fie cub perfect? Deci, care e probabilitatea ca să arătăm ca luni la întâmplare? Eu știu că 4 la 3-a este 84. Deci 4 la a 3-a este 84. 4 la 3 este 4 la 2 este 4 la 2 este 16. 16 4 la 3-a este 64. 64. Și 5 la 3-a 15. Vine mai puțin, mai mare. Deci notăm cu A evenimentul. Dar nu mai mare de 87. Ca luni 125. Un număr la întâmplare. Era notat cu A mulțimea aceea. Evenimentul să notăm cu B. B egal evenimentul ca luând un număr la întâmplare. Să fie sunt trei numere. Cub. Da? Cub. Mai mare decât 7 și mai mic decât 87. Ei, care este evenimentul? Probabilitatea realizării acestui eveniment este egal cu numărul cazurilor. 78. Sunt 84. Cum faci ca să? Sunt 80. Câte numere sunt? 87 minus 7 plus 1. Capătul, adică 81 de numere. 81 de numere, da? Sunt 81. Că avem egalitate la ambele, da? Dacă ai fost mai la una egalitate, era deja... Fi fost numai 80. Nu mai era de 5 la 3-a, ne dă 125. Și x-ul poate fi doar 4, pentru că 4 la 3 de 64. Deci cazurile favorabile sunt 1 la 3-a. Nu e 1 la 3-a. De ce? Pentru că 1 la orice putere dă 1. Și ce nu-i cub? 1. Da, dar trebuie să fie mai mare decât 7. Asta. Deci 1 la 3-a nu. Nu. Dar 2. 2 la 3-a, da. Deci 2 la 3-a ar fi acolo. 3 la 3-a. Da. Și 4 la 3-a. Și 4 la 3-a. Și atât. Asta. Deci bine? 3. 3? 3 este vreo 81. Corect. Sunt parte. Și sunt parte și cât face? 1 pe? 1 pe 2. 2. 7. Și 21. Stați-o alea că vă zic la 1. Vine 20 egal 27. 27. Deci 1 pe 27 e probabilitatea realizării acestui eveniment. Mergem mai departe. Pe binele dintr-o urnă sunt scrise toate numerele naturale de forma 2AB. Deci de forma asta, 2AB. Care este probabilitatea ca extrăgând o bilă la întâmplare și așa să se fi scris numărul, să fie scris un număr pătrat perfect. Da? Perfect. Da. Deci, avem toate numerele posibile de tipul A2AB. Deci notăm cu A mare, egal cu mulțimea numerelor de tipul 2AB. Sigur, A și B cifre. Da, pot fi orice cifre, numai să îndeplinească condiția ca A2AB să fie pătrat. Așa. Știm că... Deci toate numele de forma asta, A, B, cifre, se vede, da? Da, nu contează, trebuie să le găsim noi numărul pătratele. Ei. Păi știm că 13 la 2 este 269. 13 la 2? Da. 13 ori 13, ia să vezi. 269, parcă. 15 ori 15? 169. 169. A. Da, 169. Știam ceva, 69 mă știu că era 2. Păi 14 ori 14 venea 196. Așa, deci 14 la pătrat 14 la pătrat egal cu 196, nu convine. 15 la a doua. Cred că de 200, sigur. 225, asta place. Da. Apoi 16 la a doua, sigur este, vă garantez. Da, 16 la a doua cât face? 256. 256 și îmi place și asta. Și 17 la a doua, de mai mult. 289. 289 și îmi place și asta. Și de aici nu cred că mai dă. Și 18 la a doua. La dă peste. 324. Și nu mai îmi place. Cazurile favorabile le-am văzut. 3, adică 3. Este 3 supra 80. Deci probabilitatea realizării în momentul acesta, ca luând din cele toate numerele posibile să avem, adică de la 200 la 299. Cât or fi la 200 la 299? Câte numere sunt? 200, foarte important. De la 200. Sunt 100. Păi din 299 scad 200. Da. Și adaug capătul, 1. Corect. Adică sunt 100 de numere, adică vine 3 spre 100. Deci, cum am gândit, am zis așa. Din 299. Practic, de la 200, tu așa ai gândit, până la 299. Câte numere sunt? Cazurile posibile. Da, păi dacă era de la 201, erau 99. Ar fi fost 99. Da, faptul că este 200, sunt 100 de cazuri. Corect. Deci probabilitatea, notăm cu... de exemplu, ar fi de la 0 la 9. Bine, hai să zicem, evenimentul, chiar scrii în cuvinte, B egal evenimentul. Evenimentul ce constă în a lua un oarecare număr de la 200 până la 299, da? Evenimentul ce constă în a lua un număr la întâmplare de la 200 până la 299 și acesta să fie pătrat perfect, da? Și acesta să fie pătrat perfect. Evenimentul ce constă în luarea la întâmplarea unui număr de la 200 la 299 și să fie pătrat perfect. Hai să spun și evenimentul care constă în aceea că luând la întâmplare un număr de forma 2AB, iar acesta se încadrează între 200 și 299. Să fie pătrat perfect. Înseamnă așa. Probabilitatea lui B. 3 supra 100. 3 supra 100. Da? 3 pe 100. Evenimentul acesta se realizează 3 pe 100. Ce a fost aistița făcută iarăși? Să știm toate numerele, da, de tipul acela și urmările am căutat pe cele care ne interesau pe noi.